Salutare prieteni, bine v-am găsit la un nou vlog pe canalul de YouTube David de la Strehaia. Prieteni, gătesc. M-am apucat acum de paste. Ia uite și paste frumoase colorate. Am pus aici oala la fiert cu un praf așa de sare. Avem aici legumele, ne apucăm imediat să le spălăm și să le tocăm. Stați așa să întorc camera mai bine, că mi-e mai ușor pe selfie. Gata, dar fain să mănânci pe mine cu totul așa, da? Să ne vedem ce facem aici, să arătăm. Spălăm bine. Cristi, da. Filmezi. Filmează, dar am vorbit cu soțul tău, vorbesc. Vorbeam ceva și necodificat. Nu mai vorbim. Mai avem voie să vorbim acum? Nu mai. Păi de ce? Este un subiect sensibil. Vă să spun o întrebare? Nu. De ce? Vreau să mă lași în pace. De ce aș putea să te întreb, nu? Nu. Să zic? Nu vreau. De ce nu vreau? Tăiem așa ceapa, cât mai mărunt, cât mai mărunt, cât mai mărunt, și o mai luăm încă o dată. O fier sau o prăjești ce faci pe aia? Asta o prăjim, cum? O călești pe, da. Da. Dar vreau să iau așa cât mai mărunțică. Ca asta o să o combinăm cu sos de la de tomate. Cu bulion sau pastă sau ce aveți voi, că merge orice. Și le călim frumos așa, prima dată ceapa și după adăugăm bulionul și celelalte legume. Gata, am luat așa mărunțel. Oricum nu o punem toată, că vreau să pun și de aia normală. Punem și roșie, punem și ceapă normală. Și sosul tachet de ce e? Sos cu legume și cu pastă de aia de tomate, cum mâncăm noi de obicei. Da, aveam o pastă de tomate la sos. Am văzut, ai o cutiuță acolo, să o scoți și pe aia. Aia în cutie, aia. Da, 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 pe aia e mai bună, că e mai... Mai consistent. Da, mai solid, așa. Și pui și câțiva grăuri de usturoi, spune-o. Da, pe pun și usturoi. Că sunt acum. Da, dar ăla le adaug mai la final, știi când pun sos. Auzi, mai pui la usturoi la plic, că n-am luat grăuri. La plic e mai bun dacă ai la plic. La plic, la plic. E mai bun la grăuri. Era bun un pește, mă, la director. Era bun, a ieșit 3 milioane. 3 milioane? Dădea Cristi. Păi dacă ne vedeam să mâncăm toți acolo, 5 milioane. Nu, jumate de asta. Nu, jumate de asta. David, doi. Bă, Davidescu, tu ce faci? Ai să dormi. Ai dormi în canapeaua lui, frate? Iar la tălpanule, când dormim și noi tu tot, stai cu telefonul drept, arată-l pe ăsta în canapeaua lui Cătă. În canapeaua lui Cătă, de ce te-ai pus tu, David? Un Cătă din Anglia. Știi pe Cătă din Anglia? Cătă nu mai vine în România. Cătă a rămas fără barbă? De ce nu mai vine România? Ți-a spus ție că nu mai vine? Așa a declarat aseară pe TikTok. Au glumit, cred. Cum o să glumește? Păi ce face el acolo? Că nici nu se duce la muncă, măcar. Așa, duc. Se angajează? Da. Cine știe ce gânduri are? Nu putem să știm. Că nu știe să conducă România, că nu știe pe partea în Anglia. Ce dracu, mă, glumește? Ia zi tu, Fane, cât îi dai? O lună și jumătate. De stat acolo. O lună și două săptămâni. O lună și două săptămâni se întoarce în România. Păi da. Maxim. Punem pastele la fiert, ia vino Fane să arătăm ce paste avem. Colorate, da? Ia uita și frumoase sunt, că gata, dat în fier. Le punem toate, că suntem mulți. Mai punem cu una, dacă vrei, că sunt... Nu, că ajunge. Cu asta se umflă și se fac... Câte? Păi câte grame are? Nu știu, dar sunt destule, că am mai făcut și știu cantitatea. Să se facele mari, să umplă. Strecurător avem? Să le strecurăm. Nu, dar dacă nu turnăm apă de dor peste ele, știu, spergem. Măi, prietene, acasă la Strehaia nu știu ce se mai întâmplă. Am auzit de la Georgiana că a luat Pepe, că s-a apucat de treabă, dar n-am avut... Ce se întâmplă, doctore? Timp să mă uit la vloguri, am vorbit puțin aseară cu patrona. Îmi spunea că se pregătește pentru ziua lui Leonardo. Dar mari detalii așa n-am aflat. Nu știu ce se mai întâmplă pe acasă. Să nu vă duceți la ziua lui Leonardo? Nu știu, vedem. Hai, Mihaela, nu te duci? Nu te duci. Chiar așa nu. Eu zic că te duci.
Mă, la ziua lui Leonardo. Nu avem cum. Eu vreau să mergem la ziua lui Leonardo. Chiar vreau să merg. Păi du-te dacă vrei. Păi da, să mergeți și voi. Păi nu știu, vedem dacă putem. Nu putem să promitem ceva care nu știm ce facem. Ce aveți treabă? Eu nu știu ce fac peste o oră, dar... Nu știe, mă, ce fac peste o oră. Ce fac mâine, poimine. Dar ce zici? Eu zic că vrei să scap de cadou. E, da. Pe cadou trebuie să-i luăm oricum și dacă mergem și dacă nu mergem, că așa da, e frumos. Dar unde ești? Faceți ziua? Acolo la... Chiar nu știu. Curte? Chiar nu știu. Sau să duc, să duc pe la un restaurant ceva. Noi o băgăm și pasta farnică, dacă este mult, să facem mai mult sos, nu? Păi da, dar vezi cum o cale, să nu prăjești, o călești. Hai, ai grijă să nu prăjești. Este prima dată care fac pasta farnică. E cărită, nu fane? Lasă-mă că e femeie și ce să gătească, nu știu. Cristi vorbește, dar Cristi cred că nu știe să-și facă nici cartofi prăjiți. Crezi tu? Cred. Sau ți-ai dorit să-ți fac eu ție cartofi prăjiți, că nu-ți face Alin? Alin, știi să facă? Alin e cel mai bun bucătarul, că te și mai bine ca femeile. Pe bune? Po, foarte bine. Adică mai bine decât tine. Serios, chiar de tot ce mai bine ca mine. Doar l-a învățat Leo. Ce te-a învățat tine să faci mâncare? Nu e vorba... Am învățat eu cum place. E vorba că e pasionată treaba asta și chiar îi place de mult timp să gătească. Eu credeam că îi place doar să mănânce, nu să și gătească. Surprinde, chiar îi place. Da. Pe cu groată sarmale? Da. Și eu am făcut sarmale de multe ori. Sosul nu-l punem acum. Mi-a plăcit de ce doar faci? Sunt aproape pastele... Da. Ce plăcut? Păi nu, lasă să te-l cu pastele și văd ea. Hale, lasă-mă, că știu eu rețeta mea. Și tu, secretul? După aia mănânci sosul cald, plimui. Așa dacă faci de acum... Fierbinte să mă rănu cald, fierbinte. Dacă faci de acum până să umplă pastele... Mihaela, până afară de paste, ce mai știi să faci? Te întreb și eu. Ce să fac? Ciorbă, supă, dar mie nu-mi place ciorba și supa și nu prea mâncăm niciunul din familie, adică eu, Alin, nu mâncăm, David. Doar eu mănânc. David mănâncă rar, adică când și când are poftă. Ce bagă să? Mă așa la cuștor. Prăjituri știi să faci? Știu. Bravo. Negresă. Eu. Ecler. Mă. Ecler. Uite, chiar o să fac. Și de-astea. Dar ecrier. Noi cu supele, cu ciorbele, chiar nu le-au luat. Eu știu să fac ecrier. Uite, și Alin știe să facă ecrier. Ia de fare aici să arătăm. Da. Ce mai facem? Să arătăm. Fane, tu știi să faci ecrier? Nu știu, mă. Clătite știu să fac. Clătite știu. Nu, clăpite. Clăpite? Clăpite. Clăpite, mă. Clăpite. Lasă pe copite. Cristi, vino aici la mine, nu mai fai exclusivitățul Cristi. Lasă-mă pe mine, Fane. Lasă-mă să filmeze Cristi, dar uite, nu... Uite, s-au lipit pastele. S-au lipit, mă, las, lasă-mă că fierbă. Vai, de capul, nu s-au lipit, uite, deci tu. Cristi, mă, le-am pus, mai mă enerva. Uite și tu ce fierbe asta aici. Păi, logică trebuie să fierbă, ce vrei? Tot timpul ăsta, Gigi, cu o întreabă, tot timpul. Baie o treabă, baie lipită. S-au lipit două lipite. Ia să mestecă. Hai, mestecă tu. Ia să vedem. Hai, fă-te util. Uite, chiar s-au lipit pe bune. Dacă tot comentezi atunci, măcar fă-te util. Uite și tu le-ai lipit pe bune. Mă, cum să lipească dacă le-am pus? Pe bune s-au lipit. Vane, te rog, du-l afară pe Cristi la o clipare. Și să mă duc afară, mă. De cum dacă nu s-au lipit? Nu are cum să se lipească în 2-3 secunde. Dacă eu simt că s-au lipit, acum gata, s-au dezlipit acum. Lasă-mă să fiarbă, că voce-i sarea așa în cap, ce să se... Ce de acolo, vei strigă. Ce, David, a sărit? Dacă bagi nasul aici? Nu e ulei, este apă. Puțin ulei puteți să pui în apă aia ca să fiarbă mai repede. Nu, lasă-le așa, fanii. Puțin, și nu. Ceapa mai. să nu prăjești. Dar ce să facă, mă? Cristi, când faci s-o călești. Ne spui tu cum le faci. Când faci o pastă, îți spune cum da, le faci. Da, să mă de la pastă, dar glume și eu puțin, nu mai știu de glumă acum, Mihaela. Nu mai știu de glumă, Cristi. Sunt foarte nervoasă pe tine. După ce că te-am... De ce e nervoasă? Așa m-am trezit nervoasă în dimineața asta pe tine. Păi de ce? Ce s-a întâmplat? Că-ți bagi nasul unde nu-ți fierbe oala. Adică ce mi-am băgat eu nasul? Aici fierbe oala. Nu, îți bagă nasul în oală. Lasă-mă să fiarbă, lasă că să crească vălea voastră. Nu o să zici mersi că te ajut, că erau lipite până acum. Cu bun, las că nu mai îmi bag nasul în oală.
Las pe Dani să bage el nasul. Da? Acum rămâne să le lăsăm să fiarbă și să punem astea la călin, dar mai aproape v-am zis când încep pastele să se umfle măcar un pic, acum sunt exact cum le-am pus. A, pe să curte așa, mă, lasă-le să fiarbă și 7 minute, 10 minute să se fiarbă. Mai mult, Fanny, că scrie pe cutie, așa, dar nu se umfle imediat, rămân crude. Mi-ai dat, spune-mi pe Fanny, te rog pe un loc. Să fiarbă 10-15 minute, înseamnă, 15 minute să fiarbă. Prieteni, da, momentan cam atât și revenim la voi când facem sosul. Vă pup! Gata, punem așa frumos uleiul să se încingă. Am scos și pasta. Avem în două forme, le punem pe ambele. Legumele sunt tocate. Vezi că s-au făcut pastele. Nu s-au făcut, cum mai e? Uite, cât mai au? Nu s-au făcut. Mai au. 20 de minute. Hai, vedeți, sunt încă crude. Nu, că vreau să arăt un pic așa cum pun la călit și după le arăt cum este gata sosul. Cutia asta o să punem toată și mai punem 2-3 linguri și de dă. Am pus, dar lasă ca lumea. Am luat pachet. Ia, ține un pic. Ca să călească încet, înțelegi, la foc, dă-i focul mai mic. Pun și ardeiul tot acum, oricum, să călesc împreună. Dă-i la foc mic. Bine, la foc mic. Am înțeles. Să vă mulți oameni de pe tipul. Chiar nu știu. Muzica. Lăsăm așa frumos să se călească. Vezi ce mișto îmi miroase? Da. A, usturoi granulat, Fanny. Ia dăm usturoi granulat, că nu știu eu cum aveți proviziile puse pe aici. Lingura asta o scoatem. Piper. Vechi piper? Da, îmi trebuie și piper și usturoi granulat. Ia. Deci piper și usturoi granulat, dar o să punem tot așa un vârf de pune pe lingură acolo. De lingura, poate, că nu să... Bine, știam dacă merge. Lăsăm așa să facă încet. Până devine ceapa caramelizată. Sare, puțină sare de așa, apoi ca să... Sare îi pun, că le pun pe toate. Pun un vârf de sare, un vârf de piper. Da. Când pun sosul atunci ca să fiarbă așa, ca o tocăniță, ca un sos. Mihaela, până la urmă ce faci, tocăniță? Da, tocăniță de paste. Dar am zis la tocăniță. Îți fac. Stai acolo cu minte și așteaptă. Eu nu mă rog nimic, am... Păi de ce? Că doar ai văzut cum am gătit. Nu, ai pus ceva alimentare și nu am simțit bine, nu vreau să știi. Acum mă fac de chiar răspunde-te, șapte. Nu, că ești în stare, vreau să știu. Pune-mă o lingură de sare. Vreau să-mi pierd memoria, să nu mai mi-aduc aminte de ce trebuie, lasă știu. Da, exact. Vreau să uiți datoria aia cu care m-ai mâncat. Nu o să te mănânc, nu o să te scam niciodată, ai trebuit. Și dacă îți plătești datoria, tot o să spun. Bun. Subiectul o să ține 2 ani de zile de acum. Păi da, știu. Păi ce bun acum. Cel puțin 2-3 vieți, dacă mai trăim. Nu dai bani. Hai că mi-a dat bine. Dă bani. Nu-ți dă bani. Ai văzut că te-a și cu sutaia de dolari, ca să nu zici că nu te-am lămurit. Da, mă. Chiar soțul tău a spus că așa a fost. Da. Stai că mă sună... Datoria. Mă sună datoria. Da, nu. Ia de fane, că mai pe Silvi. Deci pastele le mai ținem foarte puțin. Ceapa cam gata, a devenit caramelizată. Desfacem acum și sosurile. Ia să punem așa frumos. Cred că mă văd, nu-mi dau seama, trebuia să fi pus pe selfie, dar n-am nimic. Gata, am desfăcut și
turnele așa cum e. Iată-i Fanny. Fanny? Atunci ăsta om nu este Fanny. Eu sunt Fanny. Miroase bine. Da, miroase foarte bine, Mihai. Ce dragi băga telefonul aici, în grande sau asta? Iată, stai așa, Cristi, să luăm o linguriță. Ia linguriță. Uite că se filmează profesionist, Diana. Bravo. O să-ți placă filmarea mea. Bă, că de filmat filmezi bine, nu pot să mă bait, că mai mai filmat. A, știi, nu? Da. O să fiu cameramanul tău, Leo, ăsta, Alin. Când o să te achizi. Punem o lingură jumătate de ușurile anulat, cât e bun. Mamă, așa mult pui Mihaela? Da, mă, nu-i mult. Uite, nu-i punem tot, mai punem înapoi. Nu mai poți să te pup cu Alin, că... Asta pot. Mirosit ca usturoi. Și piper chiar nu punem mult, punem jumate de... Bungă. Bungă. Pune pe toate, cum punea patroana la sarmale, punea... Scăpa... Nici chiar așa, că acolo nu mai e ce trebuie. Da. Și trebuia să punem și din celălalt puțin, că era mai gros, uite asta. Da. Am pus toată asta, mai punem o lingură doar de asta. E mai gros așa și o să dea consistența aia mai... Dar tu știi ce faci aici, nu? Cum să? Dar ai mai făcut? Da. Gata, dai jos. Nu moare nimeni. Nu, poți să stai liniștit. Ești în siguranță. Aia, tu știi că eu nu mănânc. Minci, că ai mâncat din mâna mea. No. Nu. Mie că... ai spus că nu mănânc și mâncat salată. Dacă mănânc din mâna ta, turbez. Mihaela. Turbezi, ești în regulă, măi, Cristi. Da? Crede-mă. Ai toată încrederea. Mă uit la Alina așa și îmi dau seama că... Are foarte puțin are mai probleme. Lăsăm. Puțin arată de tot. Bine, arată bine, miroase bine. Ești pe mâini bune, măi, Cristi. Da? Gata, prieteni, revenim când punem masa și vă arătăm rezultatul final. Gata, prieteni, este gata. Gata, bă, dar arată bine pastele astea. Își pune fiecare ce? Cât vrea. Am pus gata. Pastele astea? Sunt 7 lei, tac. Vezi? Eu vreau să mănânc decât sosul. Ia uitați. Eu vreau să mănânc tot sosul. Le-am pus farfurii frumos, le-am pregătit sosul, am pus în bol, că fiecare știe cât e. Nu, ăsta e al meu. Voi mâncați decât poate le vergi, ca să te iau la omor. Unde-i panul? Unde-i? David, ai și tu la masă? Te rog, vrei acolo ca să te la desene? Bine. Dacă vrei acolo, îți spun acolo. Mie scaunul ăsta? Păi ăsta e al meu? Păi nu, că dacă stau eu. Aici stă Barusanu. Uite la acolo, uite, mai am scaun acolo, Cristi. Luăm pe ăla dacă nu poți. Barusanu am vrut să zic. Sosul cum e, Mihale, gustat? Poate să rup ăsta cum e. Sosul nu e nimic carne în el. Cine a făcut, Mihale? E sos cu legume. M-a băgat ceva carne în carne. Ia eu l-am făcut cum îl făceam noi de obicei. Nu, Mihale, pe tu n-ai făcut carne deloc? Tache, te loc. Ia duceți-l niște zahăr. Cum zahăr? Îți spun, Leo? Vrei să spun? Vrem. Vrei mai mult, da? Stai așa să închid ăsta. Mai vrei? Prieteni, ne punem și noi la masă. Stai puțin, Cristi, stai puțin să mai bag. Că sosul ăsta trebuie să mănânce macaroanele. Păi întâi ele și pe urmă tu. Mai bagă. Întâi mănâncă macaroanele și pe urmă tu. Da, mai bagă. V-am pupat. Și... Stai că arată la lume. Păi stai ca să-i pun lui David să mănânce. Că lasă că-i punem noi. Gata. Și noi nu putem să-i punem. Ia să vad aici ale mele cum au ieșit. Așa, David. Mai vrei? Da. Mai pune una, două, una. Una, că nu mai avem. Mai vrei una? Mai pune una. Una, bă, să mănânce și el acolo. Mihaela, te-am tău? Mihaela nu-i punem. Aia mea. Mihaela, uite, am făcut. Dar Fanul, unde e Fanul? Fanul i-am pregătit și lui, uite, are acolo porția. Hai să-i punem și lui Mihaela. E pregătit. Ia să vedem. Lasă-mi pune o critică, știu cum trebuie. Uite, am pus una. Asta e acu' e lui Fanul? Da, lui Fanul. Nu-i mai punem lui Fanul. Ba da, pune. Nu, lasă, că Fanul nu mai mănâncă. Unde e Fanul? Nu știu. La magazin. La magazin. A cumpărat ceva. Da, am pus porția. Uite, țigări? Da, să te ajute, mami. Mai vrei? Doar pune-te tu, dacă tu vrei aici, hai aici. Nu, să-mi ia mie și aici puțin și un pachet. Mai vrei? Hai. Gata, și papă. Da, dă taburetele ăsta mai departe, așa. Vreți să spun sos? Nu. Tac, iarăt aici la mine. Am pus usturoi,
Ia să vedem. Uite, cum ia uitați, prieteni, să vă spun acum ce a făcut doamna Tache. Te rog frumos să nu mi se facă rău, doamne, te rog, din scurt. Nu, nu știu ce să fac, să mănânc sau să mănânc. Eu zic să mănânci cu toată încrederea. David, adă-ne și nouă starea, David. Stai că ți-o aduc eu la sorbă, David. Să pierd bine, doamne, să păi, dar nu e stărat deloc. Să nu mi se facă. Păi da, nu pentru că... deloc, frate. Păi da, nici n-am vrut să le fac stărate, că nu am voie să le fac. Mamă, nu are stărat deloc. Rău. Auzi, Tachi, nimeni a vrut să le facă stărate. Păi da. Deci scădem din notă dacă n-a fost. Păi uitat să bat sare, Tachi. Am băgat în oala cu care s-au fiert pastele sare. În rest n-am pus sare. Păi da, cu sare mai dau, altceva. S-a făcut că Leo n-are voie cu prea multă sare. Păi da, dar voi puteți să vă puneți sare câtă vreți, dar am făcut așa că dacă le făceam sărătizări, n-avea voie el. Nu am mai mâncat paste de astea în viața mea, dar paste cu bulion. Deci ne-a făcut paste cu bulion, Mihaela, nu? Da. Cine e asta? Carne, unde e carne? Deci, prieteni, vă invităm și pe voi la paste cu bulion. V-am pupat și ne punem și noi la masă.